Da, mulțumesc pentru provocarea de a vorbi despre familie în seara aceasta. Din start nu vreau să mă erijez într-un specialist. Sunt un om care învață din propriile greșeli uneori, dar care în același timp caut să văd ce ne învață Dumnezeu, ce spune oarecum și știința în perioada aceasta că ar fi bine pentru familie. În area de slujire pe care am avut-o în ultimul timp, m-am intersectat de multe ori cu tineri, cu adolescenți, cu cei care sunt la începutul formării unei familii. Vin dintr-o familie de proveniență, mama, tata, frați, au crescut acolo, s-au format și ușor, ușor încep să se gândească la propria familie, ce și-ar dori ei să facă. Uneori stăm de vorbă despre cum văd ei familia, ce și-ar dori de la familie. Este uimitor să vezi cum gândește un adolescent despre familie și cum o vede. Și atât de interesant este să-l vezi după ce intră în acest cerc al familiei, după ce își formează propria lui familie, să vezi cum poate unele visuri, unele idealuri pe care le avea cu privire la familie, ușor, ușor se mai temperează, se mai abdatează, cumva să spunem, la o realitate pământeană uneori. Am citit despre un studiu făcut pe generația milenială, a celor care sunt acum la vârsta aceasta a instituirii familiei. Și au fost întrebați ce contează cel mai mult în viață, ce și-ar dori ei cel mai mult în viață. Nu spun exact care este populația, nu este specificul unei biserici, este vorba de o populație generală. 80% dintre ei au spus că pentru ei cel mai important este să ajungi la o stare financiară bună. Bogăția este extrem de importantă. Din cauza asta studiem, de aici ne tot facem planurile. Uneori, chiar și când ne căsătorim, mergem pe ideea să menținem cumva starea financiară bună sau chiar să o îmbunătățim. Dar am observat că după aceea alți 50% dintre ei au răspuns pe locul 2 ca fiind celebritatea. Foarte importantă celebritatea pentru generația aceasta tânără. Doar 25% dintre ei au spus că foarte important în viață pentru ei ar fi să aibă parte de o familie împlinită. Și stăteam să mă gândesc, dacă pentru noi, cei care poate de mai mulți ani am intrat în rândul acesta al familiștilor, cei care construim cărămidă cu cărămidă la o familie, dacă noi cu tot felul de provocări am rămas atașați de familie, de valorile familiilor, suntem oameni care ne luptăm să avem familii împlinite, ce se va întâmpla în viitor? Observăm tot felul de modificări, tot felul de tentative ciudate de a redefini familia, de a o reorienta în alte metode. Și dacă în seara aceasta suntem aici, suntem pentru că ne pasă de valoarea familiei și vrem să o transmitem așa cum este ea lăsată de Creator. Știți, uneori m-am întrebat pentru mine cum ar fi să-mi văd viața de la un cap la altul. Cum ar fi să o văd de la sfârșit la început și să observ la un moment dat momente în care am luat decizii care au schimbat cu totul cursul vieții mele. Și acum stați 2 secunde și gândiți-vă la dumneavoastră. De obicei, când vorbim despre familie, ne uităm în trecut. Când ne-am căsătorit, când ne-am cunoscut, cum a fost. Nu avem o imagine de ansamblu. Nu știm cum ar arăta viața noastră văzută de sus, de deasupra, să putem vedea sfârșitul generat de anumite decizii pe care le-am luat pe parcursul vieții. Este un studiu tare interesant despre care vreau să vă vorbesc în debutul întâlnirii noastre. Se numește Studiul Harvard de dezvoltare a adulților. Cel mai lung studiu în derulare încă se întinde pe 75 de ani. Am rămas surprins că acești oameni de știință au început să studieze 724 de bărbați. Vă dați seama, au început acum 75-80 de ani. Încă mai sunt în viață vreo 60 din primii oameni care au intrat în studiul acesta. Ce au căutat acești oameni de știință să descopere? Și-au dorit să vadă care sunt adevăratele valori și ce îi face pe oameni să fie sănătoși, fericiți, împliniți în viață. Ceea ce pare foarte uimitor este faptul că tot ceea ce au descoperit ei este că totul are legătură cu relațiile pe care le avem. Nimic nu ține neapărat de hazard sau de realizări sau de bogăția de care vorbeau milenialii sau de celebritatea pe care ei și-ar dori-o. Totul se rezumă la relații. Mai concret, n-a fost un studiu pe care l-au făcut sub formă de chestionar. Să trimitem niște întrebări, să vedem cum sunt. Foarte profesioniști oamenii au trimis specialiști care să stea de vorbă cu subiecții din acest studiu la ei acasă, în canapea, pe canapea, în sufragerie, să se vadă cu familiile, cu
cu soția, copiii, să stea de vorbă, să vadă cum sunt în intimitatea lor în familie. Și vă dați seama ce interesant este să ai o imagine de ansamblu a unui adolescent care încă este necăsătorit. După aceea să-l vezi peste poate un timp căsătorit și deja să începi să te gândești cum va arăta viața lui mai târziu. Să-l vezi poate peste alți câțiva ani cu câțiva copii mici, mai târziu cu copii mai mari, mai târziu cu nurori, cu gineri. După aceea să-l vezi poate un bătrân. Un studiu extraordinar și am încercat să-mi imaginez cum ar fi făcut, cum ar arăta un astfel de studiu pe propria mea viață și gândiți-vă pe propria dumneavoastră viață. Ce au descoperit acești oameni? Uimitor. La un moment dat spune că luau datele celor care erau la vârsta de mijloc, la cei 40-45 de ani, 50 de ani, și începeau să facă predicții. Uitându-se în ce s-a întâmplat până acum, modul în care au început să aibă relațiile, ce stabilitate emoțională aveau, cât de fericiți erau în familie, modul în care căsătoria l-a influențat în bine sau în rău viața, puteau deja să facă predicții cine va ajunge un bătrân la 80 de ani liniștit, sănătos și cine nu va apuca vârsta respectivă. Și vedeam rezultatele acestui studiu și îmi dădeam seama cât de uimitor este totul aranjat, pentru că noi uneori am lăsat familia și am neglijat-o, negândind-o că poate să fie un factor decisiv pentru lungimea vieții și pentru a-i da sens vieții. Trei lucruri m-au surprins la acest studiu, trei concluzii pe care mi le-am și notat să vi le aduc în seara aceasta. Gândiți-vă că au fost studii care, acest studiu încă mai continuă, și au fost de la ei plus urmașilor, vreo 2000 de copii, nepoți, trănepoți chiar. Și au observat un prim lucru, și anume, relațiile bune nu țin neapărat locul unei sănătăți sau unei integrități sau bogății, nici pe departe. Ele doar dau sens și dau tot ceea ce lipsește până la urmă. Mai concret, au descoperit oamenii aceștia că singurătatea ucide. Subiecții care rămâneau singuri, oamenii care ajungeau în divorț, cei care aveau parte de relații toxice, cei care se certau și nu mai aveau pace și liniște în familie, cu timpul se stingeau. Fie viața lor o luau în jos într-un mod uluitor, fie pur și simplu chiar ajungeau într-un moment al morții, poate uneori chiar inexplicabil, spuneau ei. Așadar, relațiile și calitatea relațiilor făceau cumva ca viața lor să fie una predictibilă și sănătoasă în echilibru. Al doilea lucru pe care l-au descoperit. Succesul lor în viață nu a fost dat neapărat de numărul de prieteni pe care l-au avut sau numărul de rude, ci de calitatea relațiilor. Pentru că, știți, acum noi suntem într-o societate în care începem să defilăm cu sutele noastre de prieteni, de cunoștințe. Avem prieteni de familie, ieșim împreună, suntem foarte apropiați, venim din familii extinse, cu mulți, suntem nepoți mulți, strănepoți. De fapt, ce este mai ciudat este că putem să fim singuri sau să experimentăm singurătatea, izolarea, chiar în mijlocul unei familii. Și, din păcate, sunt mulți cei care în propria lor familie se simt stingheri. Se simt neîmpliniți, neiubiți. Și al treilea lucru pe care l-am observat la studiul acesta, care a fost uimitor pentru mine, a fost faptul că relațiile bune de familie, pacea și liniștea, dragostea exprimată în cadrul unei familii, nu a contribuit doar la bunăstarea fizică, la sănătate, la o bătrânețe lungă și fericită oarecum, ci și la un echilibru mental. Incidența bolilor mentale, a degradării mentale a fost una mult mai mică pentru cei care reușeau să aibă o familie împlinită, fericită, decât pentru cei care treceau prin alt fel de probleme. Și de ce nu să mergem și în direcția cealaltă, mult mai frumoasă? Și anume, am putea spune chiar că și viața de credință, sufletul, nu doar creierul unui om, este influențat de ceea ce se întâmplă în jurul lui, în căminul lui. Așadar, am vrut să introduc tema din seara aceasta despre familie, ca fiind cumva o citadelă, o temelie pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă pentru a putea avea parte de viață fericită. Gândiți-vă două secunde cum ar arăta viața dumneavoastră dacă ați vedea-o de la sfârșit și gândiți-vă la acele momente importante, acele fotografii unice care pot defini destinul veșnic al dumneavoastră sau al familiei dumneavoastră. Cândva poate am ieșit în oraș la o pizza sau a fost prima dată când am scris o scrisoare sau mi-a vorbit cineva despre o fată frumoasă sau despre un bărbat, un băiat, uite știu, pe cutare, nu gândeați că lucrul acesta ne va influența viața pentru totdeauna. Și uitați-vă că poate peste ani de zile ne ținem de mână, stăm unii lângă alții, poate cu urmele trecerii timpului pe față, însă am făcut ceea ce se numește astăzi o familie. Ținem unii la alții,
am investit tot ce avem aici. Pentru că ce ar fi viața noastră fără familie? Pentru generația tânără, săptămânile trecute au fost ocazii unice pentru ei de a se întâlni și a discuta despre cântarea cântărilor. A fost săptămâna de rugăciune a tinerilor adventiști și ei au început să discute despre Solomon, valorile lui, familiile pe care le-a întemeiat și tot ce se putea vorbi despre el. Am rămas surprins să observ maturitatea tinerilor noștri atunci când gândesc la unicitatea dragostei, la exprimarea ei. De fapt, Solomon și Solamita, ceea ce citim în Cântarea Cântărilor, este o poveste de dragoste frumoasă, foarte interesantă. Însă, dacă este să-l privești pe Solomon de la sfârșitul vieții lui spre început, vom observa multe fotografii care apar. S-a căsătorit și a iubit și pe unul, și pe alta, și pe alta, și tot așa, până când pentru el ideea de familie nu mai era ceea ce ar fi trebuit să fie. Așadar, în seara aceasta stăm două secunde să facem o mică radiografie a propriilor noastre familii. Să ne gândim care sunt acele resurse care pot să ne dea sens. Și de ce nu? Ce am putea face să ajungem pe pământul acesta să beneficiem de o bătrânețe fericită, lungă, liniștită și de ce nu înconjurați de dragoste? Sunt două lucruri pe care vreau să vi le spun. Două resurse importante pe care vreau să le scot în evidență. Și prima dintre ele este legată de a doua. Și anume, prima resursă pe care vreau să o scot în evidență este ceva ce ține de, și poate părea foarte ciudat spus în felul acesta, pentru că suntem la cuvinte pentru familie, nu la cuvinte din Scriptură, este puterea pe care o dă Dumnezeu unei familii. Nu există nicio altă variantă mai bună de a se asigura viața de familie decât făcând un contract cu Dumnezeu. Știu că sunt mulți cei care au avut șansa să primească o binecuvântare de la Dumnezeu, să pornească cu Dumnezeu în jurământul acesta al familiei. Din păcate, uneori unii uită și uită pe Dumnezeu, cel care ar putea să fie resursa lor zilnică, pentru că atât de multe probleme ne vin în familie. Și uneori nici nu mai știm la cine să apelăm. Mergem pe la consilier, mergem la prieteni, mergem la diversi oameni, plătim bani, facem terapie. Însă nu ne dăm seama că cea mai la îndemână soluție este să mergem la cel care a proiectat familia. Cel care poartă și cel care are titlul de autor, titlul de proprietate pe acest concept al familiei este Dumnezeu. El a gândit-o, el a creat designul, el știe cum funcționează, așa că, dragi oameni, ori de câte ori trecem prin probleme în cadrul familiei noastre, când ne simțim poate singuri, neînțeleși, când apar sincope, nu uitați că resursa cea mai la îndemână este și rămâne Dumnezeu. Spune Scriptura într-un mod foarte frumos că funia împletită în trei nu se rupe niciodată. În sensul că Dumnezeu, când asigură un cămin, când dă garanția că El este Cel care girează unirea respectivă, nimic nu poate să intervină să distrugă. Sunt martor uneori al generației tinere care trece foarte ușor prin momente de uitare și nu neglijează cumva această resursă. Noi cei care poate suntem de ani de zile sau poate cei care sunteți mai în vârstă decât noi, în planul familiei, poate aveți 30-40 de ani de la căsătorie, știți cât de important este să reparăm, să mergem să vindecăm, să recuperăm tot ceea ce se poate. Pe vremea de tristă amintire, poate, a comunismului, când nu se găseau multe, eram învățați să păstrăm tot ceea ce găsim. Găseam și o sârmă, o puneam bine că cândva ne va fi de folos. Nu eram învățați cu sentimentul acesta consumerist de astăzi, în care dacă ceva nu este bun, putem să aruncăm, nu ne mai interesează și putem să lăsăm baltă. Din păcate, mulți văd și familia așa. S-a stricat ceva acolo? Este ceva neregulă? Păi pot foarte ușor să iau alta. Cum să strică un telefon, un ceas, un laptop? Foarte ușor putem merge în direcția aceasta așa a familiei. De aceea, nu uitați, Dumnezeu este Cel care afirmă următorul cuvânt în Scriptură. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, în familie. Eu sunt cel care girez pentru continuitate și eu sunt cel care aduc resurse și liniște. A doua mare resursă pe care ar trebui să o avem cu toții în familie este ceva ce ține de ceea ce ne-am dorit cu toții, și anume dragoste. Și am vrut să le pun în felul acesta pentru că n-am vrut să pun un vagon înaintea locomotivei și o să mă înțelegeți de ce spun lucrul acesta. Nu cred că există durabilitate, împlinire într-o familie, decât dacă există dragoste. Sunt atât de multe tipuri de dragoste. Sunt oameni care iubesc într-un mod ciudat astăzi. Sunt cei care nu știu să arate dragoste.
Auzeam o anecdotă foarte interesantă între un soț și o soție. Dragă, tu nu mi-ai spus mie că mă iubești de ani de zile. Odată mi-ai spus așa, chinuit. Și el spune, draga mea, nu s-a schimbat nimic între timp. Când voi afla că se schimbă ceva, tu vei fi prima pe care o voi anunța. Așadar, cei care sunt învățați să-și păstreze emoțiile, să nu le exprime, să nu le spunem, nu fac altceva decât să usuce o plantă care trebuie să fie vie și să crească în afectivitate și în dragoste. Sunt cei care se lovesc de multe temeri în familie. Nu știu dacă dumneavoastră vreodată v-ați temut ca nu cumva să fiți insuficient pentru familie. Persoana care este lângă mine și care spune că mă iubește astăzi, va mai găsi același lucru în mine și peste 20 de ani? Mă va mai iubi la fel? Sau dragostea trece? Nu va mai fi? Am un pasaj biblic care îmi place tare mult și pe care vreau să-l folosesc acum în debut și de aceea am explicat de ce am vorbit întâi despre Dumnezeu ca resursă. În 1 Ioan, capitolul 4, apostolul spune în felul următor. Cine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu, căci dragostea este de la Dumnezeu. De ce am zis că Dumnezeu este o primă resursă? Pentru că tot ceea ce urmează de aici încolo ține de exprimarea a ceea ce El ne oferă. Și vreau să spun un lucru care poate părea tulburător pentru cineva care poate nu este familiarizat cu Scriptura sau nu-L cunoaște bine pe Dumnezeu. Vreau să spun următorul lucru. Toți cei care iubesc în familie o fac doar pentru că Dumnezeu ne-a dat iubirea aceasta. Și poate cineva mă întreabă, dar stai puțin, că sunt și familii de atei care se iubesc foarte mult, sunt familii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, agnostici. La ei nu este tot dragoste acolo? Vrei să pui sub semnul întrebării această dragoste? Nu, este dragoste. Este o dragoste adevărată care vine tot de la Dumnezeu, chiar dacă este negată sursa. Vă amintiți perioada în care pe calculatoare rulam programe fără licență? Era o perioadă interesantă acum ceva ani, când neavând bani să cumpărăm un program cu licență, era o practică generală în România să rulezi programul respectiv fără licență. La fel cred că se întâmplă în familiile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei de fapt rulează un program care este de la Dumnezeu, fără să recunoască licența pe care Dumnezeu o dă. Așadar, mă întorc la dragoste. Spuneam că sunt multe tipuri de dragoste. Dragostea condiționată este cea mai des întâlnită. Cea în care te iubesc pentru că tu mă iubești. Sau te iubesc pentru că ești frumoasă, ești frumos, ești cel pe care îl aleg. Mi-amintesc o perioadă în care copiii noștri aveau o temere că nu-i vom mai iubi. Exprimarea dragostei în familie uneori poate fi tare interesantă. Și mi-aduc aminte pe Levi, pe la vârsta de 4-5 ani, când făcea multe năzdrăvăniri și ne supăra. Avea momente în care venea să ne întrebe, da, acum mă iubești? Chiar dacă fac supărările astea, chiar dacă îți produc asemenea dezamăgiri, tu mai mă iubești? Și am observat un lucru, dragii mei. Dragostea necondiționată este un soi de dragoste anormală pentru lumea noastră. În primul rând, este exprimată ușor în ce privește relația părinte-copil. Deși și acolo uneori poate să fie condiționată. Dacă ești cu minte, te iubesc. Dacă iei note bune, te iubesc. Dacă faci curat în cameră, te iubesc. Însă, dragostea necondiționată este mai dificil de manifestat între soți chiar. Și vreau să vedem de ce. Pentru că de prea multe ori noi nu am știut să exprimăm dragostea fără să o condiționăm. Noi de fiecare dată când exprimăm dragostea și când o manifestăm față de persoanele iubite de lângă noi, o condiționăm de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă suntem fericiți, dacă ne este bine, iubim. Dacă apar tensiuni, dacă nu mai este totul bine și roz, dacă apar dezamăgiri, dacă celălalt nu corespunde cu un ideal și un standard pe care l-am eu cu privire la propria viață, iubirea nu mai este la fel. Așadar, gândiți-vă puțin la modul în care iubește Dumnezeu. Știți, de fapt, familia noastră este un model la o scară mai mică a ceea ce înseamnă familia mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a instituit ideea de familie și de concept al familiei. El are o familie mare în care sunt toate ființele pe care le-a creat, El fiind Tatăl. În același fel, ne-a lăsat ca model căminele noastre. Tata, mama, copiii, nepoții, dacă sunt. Ei bine, modul în care Dumnezeu iubește ar trebui să fie definiția dragostei și într-o familie. O, poate părea ceva atât de ideal.
Știu. Vreau să vă spun că nu mi-este ușor să iubesc necondiționat. Și soția mea este prima care poate să-ți dea mărturie că uneori nu reușesc să am afectivitatea exprimată mereu la fel. Însă modelul pe care mi-l oferă Domnul Hristos este unul foarte frumos. Și m-aș bucura și aș fi extrem de liniștit ca un participant la studiul acesta de la Harvard, în care ajung la 90 de ani și încă este studiată viața mea. Și aș sta foarte bine dacă aș ști că sunt iubit necondiționat. Și anume, nu contează atât de mult ceea ce se întâmplă în viața mea, cât de rău am putut să fiu sau cât de ciudat m-am putut purta. Ceilalți mă iubesc în ciuda nedesăvârșirilor mele, în ciuda ceea ce sunt eu. Așadar, mă întorc la exprimarea dragostei care uneori poate fi însoțită de emoții care intră într-o paletă largă, foarte largă de trăiri. Știți că sunt și emoții negative, le numim noi emoții negative. E foarte ușor să vorbești de exprimarea dragostei când nu ești furios sau când nu dă în clocot pe interior. Dar ce să facem atunci când trăim cele mai crunte dezamăgiri? În psihologie este o formă de exprimare și de terapie care are următoarea lege. Niciodată nu ar trebui să sufocăm o emoție. Trebuie să o lăsăm să iasă, dar va trebui să o vedem printr-un spectru al dragostei. De fapt, nu există emoție negativă. Îi se spune emoție negativă pentru că de cele mai multe ori comportamentul care derivă de acolo este unul negativ. Însă ea este naturală. Noi nu alegem cum să ne simțim în momentul respectiv. Imaginați-vă următorul scenariu, se întâmplă ceva în casă, este o gălăgie cruntă, copiii nu-și fac temele, nu e totul liniște și la un moment dat, ca părinte obosit, venit de la muncă, fără niciun putere de energie, explodezi. Nu mai poți. Ridici tonul. Teoretic, nu a fost un moment programat. Nu am stat de dimineață să mă gândesc că pe la ora 5-6 după amiază, când voi termina energia, o să mă supăr și o să mă manifest în felul acesta. De fapt, cam niciodată nu se întâmplă treaba aceasta într-o familie. Nu ne facem planuri ca la 20 de ani de la căsătorie să apară o criză majoră, ca pe la 30 de ani poate să ne mai supărăm, să ne certăm. Ei bine, când se întâmplă lucrul acesta, lăsați emoția să iasă. Transmiteți-o frumos și priviți-i pe ceilalți în ciuda nedesăvârșirilor. Sunt așa cum sunt, sunt ai noștri și contează mai mult decât orice, pentru că doar pe ei avem. E un lucru pe care vreau să vi-l spun important, și anume, timpul e scurt. Trece atât de repede. Parcă acum câteva zile îmi țineam fata în brațe și vorbesc uneori despre momentul acela în care o țineam mică și gângurea. Astăzi mă uit la ea, este o mică domnișoară care îmi dă deja emoții că în foarte scurt timp va începe să se gândească la formarea propriei familii. Și gândiți-vă cum ați fost dumneavoastră și cât de repede a trecut propria noastră viață pe lângă noi. Parcă ieri eram mire, mireasă, parcă ieri începeam formarea căminului, primele emoții, timpul zboară atât de repede. Și tocmai pentru că timpul zboară atât de repede, am un mesaj pentru dumneavoastră spre final. Tot ceea ce puteți să iubiți astăzi, iubiți. Tot ceea ce trebuie să rezolvăm astăzi, rezolvați. Nu lăsați nimic care ar putea să ducă dincolo regretul. Ah, dacă aș fi știut că am mai mult timp să mai fac lucrul acesta sau să mai fac lucrul acesta. Am avut o experiență mai ciudată de trăit acum un an jumate. Eram undeva pe țărmul unui ocean, împreună cu doi colegi. Și am experimentat și noi ce înseamnă o baie într-un ocean. Eram singurii români pe acolo, singurii de fapt care făceam baie în momentul respectiv. Curenții apei foarte ciudați, pe de o parte te împingeau pe deasupra spre mal, dar pe dedesubt era un curent centrifugal care te trăgea în mijlocul apei. Și în momentele respective am zis, hai să ne bucurăm. Și ne-am bucurat nemai ținând cont de pericol. La un moment dat, eu am fost cel care m-am trezit în mijlocul oceanului. Mi-am dat seama că nu mai am nisip sub picioare și ar trebui să fac orice să încep să ajung spre mal. M-am liniștit, Felix, ești calm, știi că în astfel de situații nu ai voie să te panichezi, ia-o ușor spre mal. Și am luat-o ușor, ușor și am înotat cât am putut eu de bine și pe dedesubt și pe deasupra și când am obosit după mai multe minute bune, am realizat că de fapt eu nu eram mai aproape, ci eram și mai departe și țărmul mi se părea un pic și mai mic. În momentul acela, creierul a realizat pentru prima dată că o să moară.
Știți, eu cred că am mai trecut de multe ori pe lângă moarte. Eu cred că am avut momente în care am fost pe lângă un accident sau am avut momente în care a fost gata să se întâmple ceva. Însă în momentele respective am realizat că nu mai sunt șanse. Mi-am făcut o rugăciune scurtă și a urmat o activitate foarte febrilă a creierului. Multe, multe gânduri au început să se năvălească cu o luciditate înfricoșătoare în mintea mea. Printre ele, cele pe care vreau să vi le spun, sunt următoarele. Dacă aș fi știut că mi-am văzut pentru ultima dată copiii, cum i-aș fi îmbrățișat? Dacă aș fi știut că vorbesc ultima dată cu soția mea, la telefon sau față în față? Dacă știam că asta a fost ultima dată, ah, cât de multe lucruri aș fi avut să le spun. Ah, cât de multe lucruri aș fi vrut să fac pentru ei. M-am rugat și pot să vă spun doar așa ca o concluzie, deși nu este timpul aici. A fost o minune, Dumnezeu a vrut să mai trăiesc și m-a salvat prin doi colegi care, deși și-au dat seama că riscul este să murim toți trei, au fost parcă împinși de o mână invizibilă, m-au tras spre mal după ce am înghițit foarte multă apă și am reușit totuși să ieșim de acolo. Punând din nou piciorul pe nisip, am realizat un lucru. Timpul pe care l-am de aici încolo nu mi-aparține. E de împrumut. Teoretic, viața lui Felix trebuia să încheie acolo. Dar dacă Dumnezeu mi-a mai dat zile, mi-a dat din mai multe motive. În primul rând pentru că familia mea cred că mai avea nevoie de mine. Și dacă încă am timp, uneori stau și mă mustru pe mine de timpul pe care nu-l folosesc la maxim în a investi tot ce pot emoțional, sufletește, spiritual în cei de lângă mine. În al doilea rând, sunt sigur că Dumnezeu poate a mai avut treabă cu mine și în familia extinsă a Lui. Spunea cineva o vorbă foarte frumoasă, câtă vreme Dumnezeu are treabă cu noi, suntem nemuritori. Când nu mai are treabă cu noi, se încheie. Foarte ușor ajungem la final. Așa că, dragii mei, vreau să știm foarte simplu, timpul zboară atât de repede. Fiecare din noi primim aceeași zi, 86.400 de secunde, ce să facem cu ele. E aceeași treabă, 24 de ore. Însă, tocmai pentru că zboară atât de repede, tot ceea ce rămâne în viață este ceea ce descoperă oamenii de știință acum, după ani și ani de studiu. Relațiile sănătoase cu cei de lângă noi. Nu pot decât să vă doresc din suflet ca familiile pe care le aveți să le fortificați ca fiind cea mai mare zestre pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Când vom ajunge spre finalul vieții, dacă vom ajunge aici sau dacă vom ajunge în ceruri, că noi știm că Dumnezeu ne-a promis altceva, să nu uitați că acolo vom ajunge împreună cu cei pe care i-am avut. Și este frumos să fim bine și fericiți aici. Este frumos și bine să avem parte de sănătate, de o bătrânețe lungă și înconjurați de dragostea celor apropiați nouă, de familie. Însă nimic mai frumos nu este decât să putem moșteni o viață veșnică împreună cu toți cei dragii noștri. Dacă astăzi încă aveți posibilitatea să reparați ceva în familie sau să fortificați ceva, faceți-o. Este un text care îmi place foarte mult în Scriptură, Efeseni 5:16, care spune așa: răscumpărați vremurile, pentru că zilele sunt rele. Timpul zboară. Răscumpărați timpul, momentele și clipele. Cu convingerea că Dumnezeu ne-a dat familiei nu la voia întâmplării, ci ca un mijloc de a experimenta dragostea și de a exprima la rândul nostru, vă doresc să aveți familii împlinite, o primăvară frumoasă și să nu uitați că întotdeauna El este singurul care poate să garanteze bunăstarea familiilor noastre. Fiți fericiți! Mulțumim! Mulțumim mult, Felix! Aș face un lucru pe care acum am gândit. Știu că tu ești și pastor. Ai vrea să te rogi pentru familiile noastre, pentru cei care sunt conectați, pentru relațiile noastre, să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să știm cum să prețuim aceste relații. Vrei să te rogi pentru noi? Sigur, cu mare drag. Mulțumim. O fac cu mare drag, în primul rând și pentru mine și apoi pentru toți cei dragi care suntem aici. Mulțumim. Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru marele dar al familiei pe care l-ai făcut unor oameni nevrednici și care nu-l merită. Îți mulțumim pentru fiecare familie, pentru fiecare suflet care a fost prezent în seara aceasta aici sau care va urmări mesajul acesta. Și pentru toți cei care sunt, Doamne, în aceste momente
într-o familie aflată sub asediu. Cerem de la tine eliberare, cerem binecuvântare. Cerem ca tu să aduci dragoste acolo unde ea s-a răcit. Cerem, Doamne, ca tu să aduci împăcare și bunăvoire acolo unde nu mai este. Cerem ca tu să oferi semnificația trecerii timpului și să știm că timpul odată trecut nu-l putem recupera. Și te rugăm, Doamne, ca fiecare zi pe care o petrecem alături de cei dragi să fie o zi cu sens. Te rugăm ca tu să repari greșelile pe care poate le-am făcut de-a lungul timpului. Atât ca părinți față de copii, cât și ca soți sau soții față de cei dragi ai noștri. Ajută-ne, Doamne, să putem învăța să iertăm și mai ales să iubim necondiționat. Să ne uităm spre cei de lângă noi ca fiind mijloacele prin care Tu ne ții calzi să ajungem în împărăția Ta. Să ne dăm seama că ne putem influența unii pe ceilalți pentru a ajunge în veșnicie sau pentru a pierde veșnicie. Și, Doamne, pentru că suntem pe pământul acesta ciudat, ajută-ne să păstrăm valorile familiei așa cum ne le-ai dat Tu. Binecuvintează, te rugăm, fiecare cămin în care este chemat numele Tău. Binecuvintează, te rugăm, și familie în care nu este chemat numele Tău și care poate încă nu te cunosc pe Tine, dar cărora le dai dragostea să o experimenteze. Și ajută-i, Doamne, să Te cunoască și ei ca o resursă inepuizabilă pentru bunăstarea familiei. Și convins și în seara aceasta că Tu ești Cel care ne dai tot ceea ce am cerut. Vrem la final să lași binecuvântarea Ta în fiecare cămin. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Mulțumim, Felix, pentru aceste cuvinte. Ne-ai pus așa pe gândul la final de serie, dar cred că sunt lucruri foarte importante pe exact ce ne-ai spus. Ar trebui să prețuim mai mult familia, timpul petrecut cu familia, și cred că aceste gânduri ne sunt de folos. Mulțumim mult! Aș mai folosi puțin timpul acesta dacă cineva vrea să își pornească microfonul, să întrebe ceva, să completeze ceva, să ne contrazică. Poate că este ocazia să și dialogăm puțin. Îmi pare rău pentru cei care sunt pe YouTube că ei nu pot să intervină, dar văd că sunt persoane care mulțumesc. Iar este și o persoană care mulțumește că Felix s-a rugat pentru noi și pentru familiile noastre. În numele și în numele altora, acea persoană ne mulțumește că te-ai rugat pentru noi. Ce părere aveți și care sunteți conectați? Dacă cineva vrea să intervină, să spună un gând, să pună o întrebare, eu știu, poate legat de ceea ce ne-a spus Felix, poate legat de, eu știu, altă temă de familie, poate că este ocazia să ne și auzim, dacă tot suntem aici, să ne bucurăm și să ne auzim unii pe alții. Ia să vedem cine e curajosul în seara aceasta care vrea să intervină. Oricum, am apreciat că ați fost alături de noi și cred că sunt persoane care n-au lipsit în nicio seară. Poate uneori n-au putut să intre chiar la timp, dar i-am văzut aici prezent și asta ne bucură. Și da, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și, într-adevăr, așa cum spunea Felix, contează mult relațiile de familie. Hai să vedem cine ar vrea să intervine, să ne spună un gând, o întrebare. Bună, nu știu dacă mă auziți. Te auzim? Auzim? Fi curios de o chestie. Înțelegem că rugăciunea are un impact destul de mare și ajută, dar noi cum să facem, adică pentru cineva, cum îi spui exact ce are de făcut, așa cu liniuțe? Trebuie să-ți asumi, trebuie, nu știu, cam care ar fi etapele prin care ajungi la nivelul în care Dumnezeu îți vindecă sau îți dă mai mult decât ai într-o relație de familie. Mulțumim. Felix? Eu nu cred că trebuie neapărat să facem liniuțe sau să facem liste cu lucruri de făcut, liste, to-do list. E adevărat că rugăciunea funcționează ca o armă frumoasă. Dumnezeu ne pune la dispoziție și, în primul rând, are puterea asupra celui ce se roagă și cere ceva. E adevărat că uneori ne rugăm pentru cei de lângă noi. Relațiile să devină funcționale. Uneori
implică, necesită și schimbarea celor de lângă noi, a soțului, soției, copiilor, părinților, socrilor și așa mai departe. Rugăciunea, în primul și în primul rând, mă schimbă pe mine și îmi schimbă mie optica celui care mă rog. Pentru că ar trebui să înțeleg un pasaj biblic, Romani 8:28, care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate. Chiar și atunci când ceva nu se întâmplă bine, chiar atunci când nu pare că este o binecuvântare. Însă dacă este ceva ce ar trebui făcut, ar trebui să ne asumăm să ne rugăm constant unii pentru alții. De exemplu, este ceva ce nu funcționează între mine și soția mea și uneori este subiect de dispută sau uneori este subiect de amărăciune, de supărare. Discutăm că ar fi bine să ne rugăm pentru treaba aceasta. Nu este bine să mă rog doar eu sau doar ea. Este un subiect de rugăciune al nostru. Ne rugăm împreună, unul pentru celălalt. Nu ne rugăm ca un reproș, of, Dumnezeu nu mai face nimic cu tine, nu te mai schimbă, ci ne rugăm ca Dumnezeu chiar să facă ceva, să intervină acolo, apropiindu-se și șlefuind ceea ce se poate și la unul și la celălalt. Însă, legat de ceea ce ați întrebat adineauri, eu cred că ar trebui să rămână comunicarea ca fiind cea mai vitală metodă de a deschide sufletul unii față altora. Să spunem foarte deschis, cunosc situații în care cineva într-o familie își dorea schimbare la celălalt. Nu i-a comunicat-o niciodată, doar s-a rugat. S-a rugat. După ani de zile i-a mărturisit. Și persoana îi spune, dar de ce nu mi-ai spus și mie? Că poate Dumnezeu putea să facă mai repede o minune pentru mine dacă eram și eu acolo și știam de treaba asta. Așadar, vă recomand să comunicați lucrurile acestea, să le vorbim. Dar fără să minimalizăm ajutorul pe care Dumnezeu îl dă și puterea rugăciunii. Mulțumim! Mulțumim! Deci comunicarea. Da, mulțumim mult! Altcineva? Dacă vreați cineva să întrebe ceva sau să completeze, cu bucurie îl ascultăm. Poate o întrebare, cineva m-a întrebat zilele trecute, cum să reușească părintele să concureze cu tehnologia? Uneori copiii sunt mai tentați să stea de vorbă cu tehnologia decât cu părintele. Cum să reușești tu ca și părinte să concurezi între ghilimele cu tehnologia și să fii aproape de copil? Ne poți ajuta, Felix? Pentru noi este un subiect foarte fierbinte. Noi avem doi copii care au unele abilități mai mari decât le avem noi în domeniul tehnologiei, deși sunt clasele primare. Și am ajuns la o concluzie. Am avut o perioadă în care am interzis tehnologia și am oprit-o tratând-o în urma unor studii pe care le-am citit. Pentru că am observat că tehnologia funcționează la nivelul creierului ca orice altă dependență și creează astfel de procese chimice în mental, în creierul unui copil, al unui om, care sunt aproape la fel de similare cu orice alt drog. De aceea apare uneori sevrajul, nervozitatea în momentul în care după 4-5 ore iei telefonul sau laptopul și n-ai cu cine să te înțelegi. Pur și simplu vorbim limbi separate, limbi distincte. Noi am ajuns la o concluzie. Suntem într-o lume și o societate în care nu vom putea să mai interzicem, dar putem să controlăm. Așa că am început să limităm anumite lucruri și să le savurăm împreună. Vreți să vedeți ceva, un documentar? Ne uităm toți. Aveți 5 minute, vreți să vă uitați pe o aplicație sau să vă jucați ceva? Ne jucăm împreună. Ca părinți, știu că întotdeauna este momentul acela de confort, când copilul are un device, are un telefon, e liniște în casă, suntem liniștiți, ne vedem și noi de viața noastră. Când nu mai are, deja este o agitație fantastică. Nu vă recomand să lăsați necontrolat subiectul acesta, dar nici nu vom reuși interzicând absolut total. Dacă cineva vrea să meargă pe modelul acesta al unei interziceri totale, ține de familia respectivă și de regulile pe care și le impun. Însă cred că în anul 2021, cu un asemenea avans al tehnologiei, ai crește pe copii feriți cu totul de tot ce înseamnă tehnologie, nu mai este foarte relevant și foarte posibil. Dar îl controlăm. Avem grijă să nu ajungă, să nu depășim anumite limite. Bineînțeles, cu cât cresc copiii, va trebui să avem grijă de controlul parental. Internetul este
o opțiune nelimitată de descoperire, de informații, dar în același timp găsesc foarte ușor răul, mizeria, imoralitatea. Trebuie să găsim metode prin care să controlăm ceea ce vor accesa copiii noștri, adolescenții mai ales. Și mai mult decât orice, cred că dialogul este cel mai potrivit. Noi ne-am luat timp să vorbim cu copiii noștri, spunându-le foarte concret ce le face statul foarte mult la telefon, vizualizarea anumitor desene animate, să le spunem de partea cealaltă ce poate să facă citirea unei cărți, de ce noi ca părinți ne-am dorit să-i vedem citind cărți, sau ieșind în natură, sau practicând un sport. Dialogul și argumentarea este ceva ce poate funcționa la generația aceasta de copii, foarte inteligenți de altfel și foarte precoce în folosirea tehnologiei. Mulțumim mult! Mulțumim, Felix! Cred că mai era o mână, vă rog, interveniți! Bună seara! Bună seara! Aș vrea și eu să știu ce subiect a fost în seara aceasta, că n-am prins emisiunea de la început. Am înțeles. A fost cuvinte pentru familii și dacă este să punem și un titlu sau să luăm o temă generală care să fie cumva definitorie, am pus cele două mari resurse ale unei familii. Dumnezeu și dragostea care vine din Dumnezeu. Dragostea necondiționată. Da, mulțumim Felix pentru rezumatul acesta în câteva cuvinte. Super, mulțumim mult. Dacă mai este cineva care vrea să intervină, putem, pentru câteva minute putem să intervenim. Suntem la penultima seară, așa că folosiți ocazia. Mâine seară va fi ultima ocazie din live-ul acesta, din seria aceasta. Așa că folosiți ocazia aceasta dacă e ceva de întrebat, să puteți întreba acum pe Felix. Cum putem să îi motivăm pe tineri să-și dorească o familie? Poate că n-au avut parte de o familie și nici măcar nu știu cum e să ai o familie fericită și nici nu le trece prin cap. Foarte bună întrebare. Excelentă. Mulțumim pentru ea. E dificil să vorbim de tineri care nu au valorile familiei. Dacă vorbim de tineri care cresc într-o societate în care concubinajul este la ordinea zilei, relațiile intime între ei, probe, verificări și așa mai departe sunt o constantă, e foarte greu. Pentru o generație tânără care totuși au ceva valori crescuți poate prin biserică, cu anumite sfaturi de la părinți, cu anumite modele în viață, e altfel, putem să vorbim altfel, putem să argumentăm altfel. Pentru prima categorie a celor care chiar nu mai au absolut alte repere și trăiesc oricum în lumea aceasta fără să se gândească la valoarea unei familii, cred că putem doar să le fim modele, să se uite spre noi, să vadă un cămin altfel, cu o dragoste fidelă, cu doi oameni care se iubesc indiferent de vârstă și care reușesc întotdeauna să transmită aceeași dragoste, aceeași căldură. Am stat uneori la unele tabere cu tineri, cu copii care nu au anumite valori și nu sunt crescuți poate la biserică sau în spiritul acesta al spiritualității unei familii. Și ceea ce le spuneam îi părea foarte ciudat. Ideea de a te păstra pentru cineva, ideea de a fi fidel și a trăi doar într-o singură familie, cu o singură persoană, era ceva foarte străin de ei. Însă undeva în sufletul lor și prin ochii lor goi uneori, vedeam că și pentru ei acesta ar fi un vis și și-ar dori. Chiar dacă simțim uneori că este greu să-i urnim, să le dăm o direcție, să-și dorească treaba aceasta, merită să le vorbim de posibilitatea unor relații de calitate. Pentru că ceea ce le oferă societatea aceasta, lumea aia largă, așa cu flexibilitatea aceasta de principii, numai fericirea autentică nu este. Este o trăire de moment, este o amânare la infinit a unei căsătorii și așa mai departe. Este și o categorie aparte a celor care nu-și găsesc partenerul de viață încă, în biserică chiar. Sunt băieți sau fete care așteaptă, trec ani și încă nu au curajul să facă pasul acesta, fie de teamă, fie nu au găsit exact ce și-ar fi dorit. În astfel de situații puteți împinge, dar într-un mod frumos, sănătos. Păi, hai, uite, dacă se poate... Îți dau curaj, e funcțional.
Îmi amintesc ce mi-a spus cineva care a fost prezent la nunta noastră, nunta mea și a Adinei. Noi ne-am căsătorit la 21 de ani și cred că cineva ne spunea, era un frate prezbiter de aici din București, dacă știam cum este Felix să mă căsătoresc, la 7 ani mă căsătoream. Dar știți că nu era normal, nu aveați voie. Așa este, dar este prea bine, este frumos, de ce să nu o facem? Transmiteți adolescenților, tinerilor, ideea de dorit ca familie. Și ar fi cazul să mai spargem din așteptările acestea super idealiste, să ai și casa, să ai și mașina, să ai și masterul terminat, să ai și carieră cu ceva vechime și să ai și bani puși deoparte, ca abia apoi să te căsătorești. Este un model în care cariera este mai importantă decât orice. Însă vă amintiți ce spuneam? Timpul zboară. Cei mai frumoși ani vor fi petrecuți doar în a acumula, acumula, acumula. Și când este momentul să investim în cei de lângă noi, într-o familie, într-un partener de viață, e posibil ca unii ani, care sunt cei mai frumoși, să nu se mai întoarcă niciodată. Ce putem face atunci când părinții nu te lasă să te căsătorești cu persoana care îți place? Să știți că întrebarea aceasta o aud des la întâlnirile de tineret și tinerii sunt foarte deschiși pe subiectul acesta. Ce să faci când părinții nu sunt de acord și nu te lasă? A nu te lăsa este o formă de control și ei săraci știu bine ceea ce știu, își doresc binele din perspectiva lor. Eu încep să vorbesc acum ca un părinte care îmi văd fata și peste câțiva ani încep să am un scenariu și nu va fi simplu. De obicei părinții gândesc și ei într-un anumit fel și au argumentele lor. Eu recomand dialog, atât de la cei care vor să se căsătorească, de la tineri, cât și de la părinți. Uite argumentele mele, mamă, tată, de ce nu cred că este bine sau de ce cred că este bine. Uite de ce nu sunt de acord cu căsătoria aceasta, uite de ce cred că nu-ți face bine. Și dacă un părinte argumentează nu cu nu-mi place mie sau nu ne potrivim noi cu neamul ăsta sau nu-mi place mie cum arată sau mai știu eu ce, tu poți mai bine, tu vrea... Nu acestea sunt argumente, ci argumente foarte logice care să funcționeze într-un dialog și într-o convingere. În cele din urmă să va trebui să se împlinească ceea ce spune Scriptura în Geneza, va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. În cele din urmă, cu toată împotrivirea, va trebui să existe o dezlipire de părinți, un zbor care pornește și formarea unei alte familii. Sunt nefericite familiile în care părinții nu sunt de acord și țin așa un război rece uneori, exprimat chiar până la nuntă. Chiar dacă poate sunt prezenți acolo, dar se știe că ei n-au vrut, nu sunt de acord, nu sunt mulțumiți, nu dau șanse acelei familii. Îmi recomand dialog, înțelegere, argumentați, sfătuiți-vă și convingeți-vă unii pe alții. Da, dar problema e că eu am găsit o fată din biserică și ei asta nu acceptă, o fată din biserică. Da, cazurile particulare trebuie discutate particular, nu am toate datele să înțeleg. Când se întâmplă ceva argumentat într-o parte sau în alta, merită un dialog acolo, merită o consiliere premaritală, o consiliere familială, părinți, copii, de ce nu? Merită un astfel de dialog. Personal, cred că și recomand să existe înțelegere, bună înțelegere între părinți și copii în momentul căsătoriei. Și atunci când nu vor să spună nimic, părinții? Depinde de la caz la caz, este ceea ce spuneam mai devreme, Scriptura spune că omul va lăsa pe tatăl și pe mama sa. Dacă vreau să fac o familie, voi merge înainte. Dacă am toate capacitățile să întemeiez o familie și nu sunt dependent de părinții mei, nu trebuie să mă plătească ei sau să mă ofere totul ca să trăiesc, dacă am posibilitatea aceasta, îmi pot lua zborul și mă pot căsători cu oricine vreau. E ideal însă să ascult ce au de spus părinții mei, poate au niște argumente bune, uneori dragostea este oarbă, avem impresia că am găsit dragoste adevărată și poate nu este ce ar trebui, așa că un sfat din partea unui părinte reținut pe subiectul acesta nu este rău, e chiar binevenit.